Astăzi mama m-a dat afară din casă, Da? capitanule! Nu se poate! Uite și tu, Cum sunt în canalizare și mama se ia de mine! Că de ce caut eu Bă, acolo ce-i în asta? canalizare? Că eu încerc să adopt niște peți! Nu mi se pare normal așa ceva, să știi. Și vrea să mă dea afară din casă, capitanul. Și Păi rămân cred că pe ne-a dat străzi. deja. Ia uite și tu ce se întâmplă! Ne-a dat afară din casă. Aoleu, săraca pisica, oameni buni! Nu pot Deci, să oameni cred! buni, fiți atenți, fiți atenți. Vreau să apăsăm pe butonașul de like neapărat, ok? Da. Și vreau să strângem la episodul de astăzi așa. Peste 3000 de like-uri. Deci oh, fiecare om bun. Care iubește animalele să apese pe butonașul de like. Deci dacă iubești animalele, dacă îți plac căței, dacă îți plac pisicile, dacă îți plac, da, nu știu, orice. Orice animăluț, apasă apăsați. pe butonul de like și să vedem câți iubitori de animale avem. Avem Poate aici. ție nu-ți plac animalele, atunci nu apăsa pe butonașul de like, apasă-l de 7 ori. Bun, hai, să începem. Ia vină capitanul lângă mine, că uite, ești tu aici și poți să-ți vând peții. Că îmi fac da, deci mare aici, afacere aici. Ai o grămadă de prieteni, cred. Da, bine, pe ăștia nu-i cunosc, nu știu, nu i-am văzut în viața mea. Pe ăștia nu-i cunosc nici eu, dar cred că da, sunt te-am și pe generați tine. De joc. Da, da, da. Dar ai și prieteni din lista ta de prieteni. Uulu. Și tu acum trebuie să adopți animale și să le dai mai departe, cred. Uite, capitanul, poți să o cumpăr pe Hello Kitty. Și nu, nu, mai uite pe pomni. O, ce tare! Ok, 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 Opa. Bun. Hai să facem bănuți ca să ne putem extinde aici zona și să luăm chestii super interesante cu Robux. Și să ne facem casa cât mai mare și să-i zicem mamei că n-a avut dreptate. Exact, n-a avut dreptate. Capitan, tu poți lucra aici? Nu știu dacă îți dă opțiunea sau ceva. Nu, pentru că eu trebuie să-mi dea. Practic să pun aici animalele să le împachetez. Am dat. A, ba da, pot. Poți? A, ce tare, poți să mă ajuți. Oh my god. Ce da, tare, gata. Capitanul. O să o fac. Mamă, e minunat. Ia uite, trimit mai departe. Ia. Trimite mai departe, că până fac și o bănuț ca să pot să-mi angajez oameni, știi? Și atunci când îmi angajez oameni, nu mai am treabă eu, știi? Mă interesează uite, doar să investesc după aia bănuț. Fac și eu aici, haide, mai haide, departe, că am luat doi peți, practic, în cadouț așa și ne ducem și vindem de unei persoane. Gata, perfect. Da. Putem fi și refuzați, adică nu, să nu fie interesați uite, de animăluțele noastre. I-am transformat în cadouri. Da. Și atunci tu te okay. duci și faci bănuți și gata, uite, punem aici un angajat. Uite, aici un lucrător. Da, și după tu te poți duce la al doilea, a doua chestie de acolo. Bun, okay. hai să vedem ce mai avem aici. Tu poți să și vinzi sau ceva? Și asta e o capibară, nu pot să vând eu a, de la deci tine, poți... trebuie să oh vând de la my god, mi-a căzut lucrătorul pe jos, ridică-te! Dar lucrează de pe jos. Oh my god, îl doare spatele, îl doare spatele pe lucrător. Nicio problemă, lucrează de pe jos. Exact, dar toată lumea muncește, salariul este mare, n-ai treabă. Hai să vedem dacă reușim să facem și upgrade după asta. Da, vreau să facem și upgrade-uri, vreau să cumpărăm și chestiile cu Robux pentru da. Că ne vor ajuta aici în avansarea noastră în minigame. Ia să vedem. Lucrez și eu aici am A1, o singură de asta. Hai să vedem. Cred că foarte mult m-ar ajuta cineva care să ia din depozit de acolo peți. Dar momentan, păi vezi dacă pot să-ți angajez, că eu nu pot. Momentan mă interesează să-mi fac angajații și după să-mi iau ăsta, deci nu mă interesează. Hai să vedem aici, gata. Bun. Am făcut 20, parcă următorul la cât era? La 15. Oh, bun, hai că uite, mi-am angajează pe pomni, nu știu ce face pomni. Hai să vedem, hai să o angajăm, pentru că mi-am băgat aici niște Robux și ca să vă arăt o grămadă de chestii în acest minigame. Pentru că mi se pare super drăguță ideea asta de tycoon, practic. Și uite, uite pomni. Cum lucrează aici, ce tare e. Bă, dar ce face mai exact? Să vedem. Da, bani. Oh my god. Bă, e bine, e bine. Uite, mă angajează încă un muncitor aici. Un muncitor. Bun, văd că avem și opțiunea de autosell cu Robux, normal. Uite, asta ți aduce din depozit. Da, asta e perfect. Perfect. Hai să luăm și pe Hello Kitty. Cu no, 250 de robux. Unii dorm și trebuie să le dai cu tigaia în cap. Da, știu, știu că am mai jucat noi modelul ăsta de tycoon. Uită și pe Hello Kitty. Mamă, dar cum ce arată ce? Nu știu, stă și se uită. Eu de asta te-am bă, cumpărat Hello Kitty, sau cred că face bani degeaba. Mulți. Cred că fac bani mulți. Cam acum o grămadă de chestii. Uite, poți să cumperi super speed. Ia mi-am cumpărat super uite. Speed, mai rapid. Uite, hai să da, luăm și pe rapid. Asta la 89. Deci vreau să cumpăr efectiv tot ce e aici.
Și văd că avem posibilitatea și de a face upgrade-i acum, am văzut. Dar, da, vezi că poți să-ți faci și să continui camerele. Uite, aici uite e următoarea cameră, am impresia unde e cu roz. Uite așa, uite așa. Stai așa, capitanul, că eu fac upgrade. Bă, că aici îți trebuie 20 de peți ca să faci aici expansion. Așa, aici, aici, gata. Cât 20 trebuie? De peți. 20 de peți. Nu e problema, că uite, deja avem 8. Aici mergem și îi vindem. Haideți, bă, nene, cumpărați peții mei. Vând, dar nu merge. Cumpărați peții mei. Gata, mă, i-a cumpărat ceva. Am 15 peți momentan. Ok. Dar. Ok, pet expert. E bine, bine, ne descurcăm foarte bine. Uite, avem și pet boss. Bă, care-i faza cu... Să-ți cumpere autosell, ca să nu mai stai să-i vinzi. Da, da, o să cumpăr imediat automat. Și ăsta de autosell. Și uite, să te duci să-ți faci upgrade-urile la, la calculator aici. Imediat, mi-am făcut câteva upgrade-uri, să știi. Deci mi-am făcut. Câți oameni lucrează pe calculator, eu uite. Da, sunt foarte mulți. Avem deja mi-am extins afacerea asta. Oho, gata, mi-am pus și autosell-ul ca să nu mai stăm de grijă. Ori 2 speed, asta ce este aici oare? Ori 2 speed... Ori 2 da, speed, că cred că mă alergi mai rapid, probabil, după pet clienți. Expert? Ce asta, bă, nene? Nu știu, capitan, dar o să luăm și chestia asta. Pet expert? Luăm tot ce se poate, luăm tot ce se poate, pentru că am băgat Robux și... Oho! Ia, deci, oameni buni, neapărat apăsați pe butonașul de like. Hai să vedem cât de tare putem să extindem aici afacerea noastră. Așa, bun, m-am apicat băiatul ăsta de pe scaun la câtă muncă face. Bun, deci, hai să extindem aici zona. Și... Taylor Swift! What? Vreau. Taylor Swift! Oh, da, haide! Bă, nu mă gândeam! Opa! Așa, gata, m-am pus la calculator! La noi. Ce tare, capitanul! Uite, aici pot să angajez pisicul ăsta mic, El Stai. Gato. Unde e? Uite. Aici, ok, hai, 250, îl luăm! Doamne. Clar îl luăm! Pe micuțul ăsta drăguț. Vreau să-l văd cum arată. Ia. El Gato, ia, ia uite, mă, simpaticul! Ce face trebușoară! Bun, și acum trebuie să ne apucăm aici de cumpărat diferite chestii cu uite, câți peți ai. Bă, luăm și 2 ori cash-ul, cum să nu luăm? Ca să facem și mai mulți bani. Deci uite, perfect. Aici o să trebuiască să ții de ăsta, restocker, ca imediat. Să aducă peți. Gata, du-te și adu. Bă, e flamingo, cred că, eu uite-l. Nu știu cum îl cheamă, cred că da, cred că așa-l cheamă. Și habar n-am. Parcă-l cheamă. Știu că era cineva cu caracterul ăsta, nu mai știu numele. Dar nu e fața lui ăsta. Da. Hai să vedem. Ce le dau ce? Diamante, ce așa? Am cumpărat ăsta, bun. Vreau ca și cum ar fi niște diamante. Aici. Gata. Astea diamante, capitan? Sunt niște biluțe. Nu, erau ca niște pluteau pe aici, nu știu. A, ok, poate cine știe. Hai să vedem. Am luat Among Us super simpatic cu ochiul lovit. Nu știu exact, dar arată foarte drăguț cu funița asta. Ce s-a întâmplat cu el? Așa, putem extinde cu 80. Putem ăsta. Da, pe facem treabă bună, hai să mergem să facem upgrade la calculator, pentru că suntem în bani rău de tot aici, astăzi să mă dau la o parte. Bă, chiar are bani o grămadă. Așa, iau, așa, ia așa, vedem ce mai aici. Gata, nu mai am aici, mai am primul de făcut, dar nu mai am bănuți, oricum vom recupera. Bun, da. Ia să vedem aici ce avem, ceva cu prințese. Oh, e Elsa, sper că e Elsa și nu e doar poza de Elsa. Elsa? Ia să... A, nu e Elsa, e Barbie. E o prințesă, nu e, e Elsa. E Barbie. A, e Barbie, da, chiar Barbie. E Barbie. Bun? Chiar e. Așa, haideți la treabă, haideți la treabă. Ce simpatic caracter. Ok, okay. Bun. Ăsta e cu așa, ăsta vă că trebuie face... Trebuie să angajezi oamenii. Imediat, hai să văd că nu mai sunt în bani acum, am rămas fără bani. Ăsta pus să extind... Momu, și are legătură. Vai, ce tare că... Dar uitați-vă și voi cât de rapid fac banii! Păi chiar da! Bă, nene! Chiar da! Hai că nu mai am bani acum. Nu numai acum. Asta, dar chiar ai posibilitatea de upgrade la următoarea chestie. Știu, cu... știu dar că oricum, cred că ar fi mai ideal... Așa? Să dai în loc la... Da, așa că eu... astea, uite, de exemplu... Dacă nu te văd, capitan. I'm suspecting 3 aici, ăsta... Ok... Researcher ăsta. Ăsta cred că îmi generează mai mulți bani. Aici la second ăsta n-ai încă. Ăsta e expertul. Hai să luăm și pe expert pentru că nu, face mai mulți dolari. Amogus, e 0 dolari. Uulu, ce super ofertă. Am prins 0 dolari pe gratis. Ce tare, ok. Da. Bun. Așa, așa.
Nu mai facem încă upgrade pentru că vreau să mă duc aici, ca să pot să fac și mai mulți bani. Stai așa, așa, luăm și de aici. 17.000, gata. Mamă, ce caracter interesant. Peți aici vânduți, uite. Ok, 50, 75, bun, Among Us-uri, de toate culorile. Uite, aici sunt o grămadă de chestii. Da, așa, capitan, că sunt foarte multe caractere și nu te fac. Uite, gata. Dacă vrei să vii, să vezi, uite, dacă aici, unlock newsroom. Ia, wow, ia, uite, aici wow. Fac filmări. Wow, dar ce-o fi, ia. Cred că trebuie să dai unlock. Ia, stai așa, că am luat ăștia, dar nu știu, că apare ceva după asta. Am văzut că e ceva acolo, ia stai. Ia vezi. Nu poți să trec. Nu poți să treci. Dar nu știu ce e acolo, arată interesant, ok. Ar trebui să fie gen studioul, dar nu. Ciudat e că... Uite, buy TVs, asta scrie, TVs. Ah, ok. Hai, 15.000 și 20.000. 20.000, hai că o să facem, hai de aici. Să mai luăm tot ce e de luat ca să mai punem acolo la pușculiță bănuți. Da, uite că avem și mov, și albastru, și roșu. Bun. Ce ne trebuie, uite, manager. Luăm, dar momentan nu prea stau bine cu banii, știi? Da, și se umple imediat. Da, o să verific acum să văd dacă am ratat ceva pe aici. Worker, mai ai nevoie de un worker de 30.000 și ai bani. Hai că am bani aici acum, aici, ca să facem și mai mulți bani. Asta e full workers, aici. Ok. Așa. Și acum ce trebuie să faci? Asta nu am. Aici e zona unde poți să aici. Faci, uite. Uite. Așa. Asta. Bă, Bugatti, what? Bă, supercar. Păi stați, bă, așa, că uite și tu ce mame extinse, chiar îi zic Bugatti. Mamei. Chiar îi zic mamei, că ia uite, mamă, ce bă, am reușit. Bă, am ajuns să ne luăm mașina de asta șmecheră. Păi da, normal. Păi luăm animăluțe, le îngrijim și le vedeam. Ce peretele astea să fie? Dar nu știu exact care e faza în zona asta, chiar nu știu. Trebuie să poți să treci acolo, că ai loc de upgrade acolo, dar da, gen... poate se deschide prin altă parte, mă gândesc, nu știu ce să zic. Acum mă duc pe după garaj. Ia stai să e văd. Ceva acolo după garaj? Nu. Deci nu e nimica. Da, așa. Nu, chiar nu e. Da, nu știu ce să zic. De ce? Spune de ce. E muntele băgat în clădire. Cred. Asta mi se pare că e gen. Și... pare că e din cauza locației în care ai tycoon-ul, știi? Ah, ok. Bun, mamă, o să-i scump. Dar nu sunt sigur. O să-i scump. Haide, faceți bani. Da, așa? Da. Nu, tot n-am bani pentru upgrade-ul ăla. Păi, stai să văd, cât costă bănuții? Da, pe 500 supercar în fața garajului. 500 supercar în fața garajului? Sper să-mi genereze bani. Nu știu, că nu cred că generează bani ăștia. E să nu fie, știi, inutil de cumpărat. Păi, altceva ce poți să cumperi, că nu am văzut mai altceva. Ia. Wow. Bă, și opa, uite ce... Ferrari roz. Dă-te de aici că pornesc, nu merge. Oh, mi-a luat Ferrari stricat. Ce? Mi-a luat Ferrari stricat, nu merge. E cum adică? Merge! La tine merge? Da, nu știu cum să accelereze mașina asta. Trebuie să mă duc să-l duc înapoi la reprezentanță de unde l-am luat și gata, să-mi dea bani înapoi. Am dat bani degeaba pe el. Bun, hai să vedem. Ce mai avem aici, că avem bani o grămadă, dar nu știu ce să mai cumpăr. Second floor, 700 de pisici. 750 de pisici, dar nu avem momentan. Asta e problema, știi, că nu avem. Păi stai pisică, faci imediat, uite-te și tu aproape 300 de gen. Că fac acum 300 și după mai am foarte, foarte puțin. Ia să vedem că am strâns aici pisicuțe. Ia Hopa. Să vedem ce avem aici. Uite că mă urc. Da, deci face etajul al doilea. Wow, și... ce drăguț e aici. Nu, eu nu știu unde ești. Ia stai uite să aici, văd. Capitan. A, uite pe aici, te urci. Aici. Uite și a venit tot fel de tablou. Oh my god, ce haios. Cât costă, mă? 50 de mii? 50 de milioane. De milioane. Păi oh când vreodată o să facem 50 de Hai milioane de în viața asta? Uite, iau pe ăsta. Simt tu mie când vreodată? Uite că avem aici un balconaș, dar... Doamne ferească. Hai să luăm... nu am încă. Hai să vedem aici. Aici încă deja... Nu mai am bani! No! Bine, nu banii cred. Îi faci mai repede decât pisicile vândute, da, sau nu pisicile la peții. Peții, știu asta, dar adică... na, ai nevoie de foarte mulți bani aici. Chiar da. Iar foarte mulți bani.
Ne-am dus în exagerat de mulți bani. Da, n-avem ce face. Trebuie să iau aici și să pun așa. Ia hai treci la muncă, nu mai stai. Treci la treabă aici, fii atent. Oh, și abonele. Deja m-am băgat la treabă, ia uite-mă. Păi da, foarte bine, capitanul. Păi ce să facem, dacă n-avem oameni, nu facem noi, ce facem noi? Facem noi, aia e. Ia uite. Aia e și aia e. Trebuie să lucrăm. Bă, trebuie să mă duc să văd dacă doarme careva. Că uite, dacă doarme vreunul. Dar n-ai oare că se angaja manager și managerul asta face. A, da? A, ok. Le dă cât o tigaie, da. Mamă, le dă cât o tigaie. Lul, ăsta adică, încă a rămas pe jos. Adică, da, trebuie să te asiguri că ți-ai angajat manager peste tot, ca să... Da, mi-am angajat manager, nu mai nimic de cumpărat din ce am văzut. Dar... Dai 200 de mii, uite, gata. Ți-ai angajat aici. Dar deja fiecare oricare 200 de mii. Da, adică e gen... foarte scump. Foarte, foarte scump. Nu zic că și banii faci destul de repede, dar... E mult, 200 de mii un singur angajat, adică... E mult, pentru că, na, îi faci rapid, da, uite, de-avea am 70 de mii acum. Uite, fii atentă, la Pets Sold, ia să vedem ce ne putem cumpăra cu Pets. Stai să vedem pe aici ceva. Ia vezi. Pets, Among Us e la 1000, dar nu știu ce face Among Us ăsta, că l-ai cumpărat și jos, Among Us și n-am văzut. Uite, Meme Decoration, decorațiuni. Mai poți să-ți cumperi mașina aia, supercar, Bugatti sau ce era jos de 1000? Da, Bugatti, dacă nu merge Bugatti, îl dau și pe la retur înapoi, nu stau la discuții. Păi nu știu că nici Ferrari nu merge, adică... Păi dar nu merge pe bune, dita-i... Bă, dita-i mașina Ferrari, lasă-mă, nu pornește. La ăștia le dau cu tigaia, la ăștia de sus, că aici n-avem manager angajat. Așa, dacă mi-am vândut și eu. Pus-o mor pe aici. Bun. Ma, ce tare, să nu mai fac tot drumul ăla. Bun, hai să vedem că mai avem puțin și îl facem și pe al treilea lucrător. Gata? Da. Gata. Așa și eu mă duc să pun... Pun aici peții. Nu face treabă, ce face aici? Bă, tu ai venit să dormi la mine, la firmă! Păi, doarme, nu știu ce să zic. Dacă dau o tigaie, capitanul. Pregătește tigaia, pisică. Da, e așa. Uite, ai 1000, poți să cumperi ăla de jos dacă vrei. Haide să vedem Bugatti-ul ăla? Bugatti-ul, da, dar nu știu dacă face ceva, adică s-ar putea să fie fix la fel, nu sunt hai, sigur. Hai, vin, nu știu, așa. Hai să vedem Bugatti-ul, dar, oameni. Uite, bun. Vezi, 1000 costă. Hai, cu Bugatti, tot rozie. Tot normal. Tot nu merge. Bă, e din Dubai! Pisică! Ce? E din Dubai, uite! Oh my god, are număr de matriculare din Dubai! Bă, l-am luat stricat de acolo, de pe stradă. M-am pus în mașină și ies cu capul prin plafon. Da, știu, am văzut asta. Oh my hai, god, hai, capitanul! Asta e mașină decapotabilă cumva? Da, da, este. Este. Deci pe asta am găsit-o în Dubai, abandonată pe undeva pe stradă, pe acolo, astea am luat-o stricate, eu. Le-am găsit stricate. Le-am găsit stricate, las că găsim noi. Păi cred și eu că la 1000, la 1000 ai dat, 1000 au făcut. Da, adică, exact. Înțelegi? Una a fost chiar 500, adică nu poți da, să te nu poți să mă plâng acum, Ana. Da, că nu merge, nu merge, dar e de efect. Acum, adică cine trece pe aici zice, da ce mașină. Dar ele ei nici nu măcar știu nu că merg. De fapt mașinile astea n-au motor și doar de formă. Da. Doamne. Da, oameni buni, acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pam! Pa, pam!